Sunt drăgălași, isteți și foarte simpatici. Vorbim aici despre cel mai bun prieten al omului. Câinele își însoțește stăpânul peste tot, îi oferă dragoste necondiționată, dar îl pune și în cele mai neobișnuite și amuzante situații, stârnind râsul celor din jur. Veți vedea câteva dintre aceste situații în materialul următor, ce a depășit 31 de milioane de vizualizări pe internet. Filmulețul ce urmează a acumulat peste 13 milioane de vizualizări pe internet. Relaxarea este necesară pentru fiecare dintre noi. O escapadă într-o zonă îndepărtată sau măcar câteva clipe petrecute în parc în liniște sunt situații aparent lipsite de pericole. Asta până când cuiva, cu mintea odihnită, cum spune românul, îi vin niște idei mai trăznite de a se amuza pe seama altora spre nefericirea lor. E aí, bom? Então... Vai ficar por aqui? Tô limpando o bueiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. Ai, é, o pessoal tava comentando ali em cima, a gente vai. Ah, então vamos subir aqui, começamos. O Ivo Holanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto de quem tá lendo, é isso? Assustou? Ai, ai, ai. Ele... É uma ratazana, né? Jocurile video au devenit unele dintre cele mai captivante ocupații pentru copii și tineri. O astfel de activitate poate veni și cu surprize șocante. Spunem acest lucru pentru că jocul necesită o foarte mare concentrare, iar spre final, atunci când crezi că vei reuși să duci totul la bun sfârșit, ceva cu totul neașteptat se întâmplă. Dar mai bine urmăriți materialul următor. Oh, no! Steady and be really careful.